Pregătirile pentru renumita vânătoare a milionarilor de la Balc sunt în toi. Totul trebuie să funcționeze perfect, iar invitații lui Ion Ciriac să se simtă ca acasă. Unii vin cu avioane private care vor ateriza pe un aeroport din Ungaria, alții cu mașinile. La această oră, cel mai probabil, invitații sunt deja în drum spre Bihor. Laura Călugăr, colega mea, are detalii. Bună ziua, Laura! Cine vine anul acesta la Balc? Bun găsit! Lista invitaților este evident secretă. Totul se pregătește cu maximă discreție, însă putem să ne gândim că printre invitați vor fi cei care au mai fost la această vânătoare. Mă refer aici la Wolfgang Porsche, proprietarul Imperiului Auto cu același nume, dar și primarul din Monaco, ori fostul președinte al grupului Daimler Chrysler. Sunt oameni de afaceri și politicieni din străinătate, toți prieteni ai milionarului Ion Ciriac. El nu are obligația să ceară autorizație pentru această vânătoare, pentru că totul se desfășoară într-o locație privată. Anul trecut a fost împușcați aproape 200 de mistreți și tot anul trecut o fundație pentru protecția animalelor a protestat la poarta domeniului, au instalat un balon cu aer cald pentru a fi vizibil și au aruncat din balon mingi de tenis cu mesajul "Nu ucideți, ci jucați tenis". Partidele au devenit cunoscute încă din anul 2005, atunci când fostul premier Adrian Năstase a împușcat aici 23 de mistreți. De-a lungul anilor au fost și incidente la Balc. În 2009, de pildă, avionul lui Ion Ciriac și al invitaților săi a avut probleme la aterizare, iar în 2006 un gonac de 60 de ani a fost rănit de un mistreț. Laura, îți mulțumim pentru informații.